Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Mariana Sepenicom și mă bucur să vă revăd. Vechiul Brașov revine la viață pentru 3 zile, mai exact Piața Sfatului. Breazla meșteșugarilor din țara Bârsei va crea Brașovul de acum 100 de ani, cu tarabe și târgoveți, dar și cu personaje celebre din alte timpuri, create cu ajutorul inteligenței artificiale. Președinta Breslei Meșteșugarilor din țara Bârsei, Diana Poruțiu, este astăzi invitata mea. Mulțumesc frumos pentru prezență, bine ați venit! Bine v-am găsit, mulțumim! Cred că trebuie să vorbim un pic mai tare. Evenimentul se numește Retro Market Platz în germană, așa, Retro Market Platz. De ce Market Platz? Retro Market Platz, asta este denumirea. Marktplatz, da, în germană, pentru că nu Marktplatz. Da. Pentru că în Brașovul de odinioară se vorbea în limba germană. Era o limbă foarte, adică era limba cea mai folosită într-o anumită perioadă în această zonă. Și ne-am gândit să revenim un pic direct din titlu, să fie ceva care să ne transpună cumva în trecut, când erau mai mulți sași în Brașov, când era altfel atmosfera în centrul Brașovului. Și orașul se numea Kronstadt. Exact. Vom vedea cu conițe ieșite la cumpărături îmbrăcate elegant, cu umbrelă și pălărie. Sigur că da, avem o colaborare cu o asociație culturală, Asociația Cultur, care a mai avut diferite proiecte în Piața Sfatului, în care personalități brașovene din trecut vor fi regăsite pe străzile din centru, în cazul nostru în Piața Sfatului, prin tineri care se vor îmbrăca și vor reprezenta aceste personaje. O să ne putem întâlni și cu Andrei Mureșan și cu multe alte personalități locale. Nu vi le spun, vă las să veniți să-i vedeți, dar pe lângă faptul că puteți să discutați și să le aflați istorioare interesante din viața lor, puteți să vă și fotografiați alături de ei, să aveți o amintire din Brașovul de altă dată. Am înțeles că ne vom întâlni până și cu Ion Luca Caragiale sau cu Sextil Pușcariu, care vor fi prezenți cu ajutorul inteligenței artificiale. Cum veți face posibile aceste întâlniri? Da, va fi un LED screen pe care vor fi un set de întrebări care pot fi selectate de către cei interesați și vor pune întrebările la care aceste personalități vor răspunde. Va fi și tipograful Johann Gott, va fi și Elena Mureșianu, care vor putea să răspundă cu o voce foarte asemănătoare cu vocile lor originale, să zicem așa. Adică încercăm să recreăm cât mai apropiat de cum erau ei atunci. Vedem ce am reușit. În toate cele 3 zile se va putea face asta sau doar în anumită zi? Nu, în toate cele 3 zile vor fi această posibilitate. Veți recrea pe clădirile din Piața Sfatului inclusiv reclame vechi, din câte am văzut în comunicatul de presă, reclame de acum 100 de ani. Da, cum tot ați pe aflat acest ce firme, da? Tot pe acest LED screen vor fi proiectate imagini din Brașovul de acum 100 de ani și vor fi clădirile din Piața Sfatului, care în imagini se vor putea zări reclamele, firmele acestor clădiri. De asemenea, va fi editat un ziar al evenimentului și în ziar vor fi puse reclame care erau în ziarele de altă dată din Brașov. Vor fi, oricum și formatul ziarului încearcă să reproducă un ziar de pe vremuri. Va fi în format mare, alb-negru și va fi distribuit gratuit vizitatorilor. Doamna Poruțu, de ce organizați un astfel de eveniment? Care este scopul lui? Noi suntem un grup de meșteșugari, să zicem meșteșugari. Suntem un grup de oameni care încearcă să facă ceva cu mâinile lor. Poate meșteșugari este prea pretențios spus. Poate nu toți folosim tehnici sau materiale tradiționale. Dar încercăm să facem, să creăm ceva cu mâinile noastre. Și știi că asta este o pasiune, deci nu poți să o faci așa doar
pentru că o faci pentru un câștig sau asta pornește ca o pasiune, începi, te dezvolți în domeniul ăsta și investești tot mai mult. După care încerci să și comercializezi ceva din ce ai făcut ca să poți să îți susții mai departe, nu este neapărat business-ul, ci mai mult pasiunea pe care o ai. Pentru că eu zic că toți care suntem la un astfel de târg o facem din pasiune și știi asta foarte bine, că nu Da. este, nu este ceva pe care o faci pentru bani, este ceva pe care îl faci cu pasiune. Și atunci am încercat să avem parte de un alt fel de târg. Sunt târguri în Piața Sfatului și altă dată, sunt tot felul de târguri cu tot felul de, eu știu, un specific sau altul. Noi am încercat să facem ceva care să ne ducă cu gândul și la ce era în trecut, să ne aducă și puțină istorie, să putem discuta cu copiii și să poată să afle câte ceva despre cum era Piața Sfatului în trecut. Vom avea un panou pe care vor fi coduri QR pentru toate cele 31 de case din Piața Sfatului. Oricine poate să scaneze aceste coduri și să vă afle istoria casei, cine a locuit în acea casă, ce magazine au fost acolo, adică puțin mai mult decât doar să vii la un târg și să cumperi ceva. Încercăm să aducem un plus prin acest târg. Chiar Asta este multă parte. plus. Sperăm să ne Deci și eu am venit chiar numai ca să scanez codul QR de, pentru clădirile de acolo, că sigur au o istorie impresionantă în spate. Spuneați de făcut cu mâinile lor, câți meșteri autentici, reali, meșteșugari, meșteri, din aceea pe bune, care fac lucrul cu mâna lor, mai sunt la Brașov, doamna Poruțiu? Aveți idee? Cred că e greu de spus, pentru că noi ne cunoaștem între noi și știm că unii folosesc mai mult tehnici tradiționale, unii mai puțin. Unii aleg să decoreze anumite produse gata cumpărate, dar eu zic că valoarea pe care o aduce ceea ce ai creat cu mâna ta este ceea ce trebuie să ne intereseze. Poate nu toți sunt meșteșugari autentici. Eu acum folosesc un meșteșug tradițional. Eu lucrez în ceramică și porțelan. Și este, pot să spun că fac totul de la zero cu mâinile mele. Este ok. Dar poate sunt colegi care aleg să picteze pe un obiect din lemn pe care l-au achiziționat de undeva. Este acea valoare pe care o aduce pictura, pe care eu o apreciez ca pe un meșteșug, chiar dacă alții poate nu consideră așa. Sau confecționăm obiecte de podoabă, să le zicem așa, da? Coliere, cercei. Unii le modelează cu mâna lor, alții aleg să înșiruie niște mărgele pe o anumită, pe o ață, pe ceva. Dar ideea este că nici înșiruit ăsta nu se face oricum. Trebuie să încerci, să studiezi, să potrivești culorile, adică și acolo apare o parte de creație, care eu zic că trebuie apreciată. Deci De ce meșteșugari 100% nu știu cât sunt. Da, nu Poftim? știți. Pe tarabe ce găsim, dacă se poate, cu grijă ce nume pronunțăm, ca și produse, ce găsim pe tarabe? O să avem obiecte din ceramică și din porțelan, decorate în diferite tehnici, sunt mai mulți producători care vor veni. Vom avea și flori din ceramică de pus în ghivece, vor fi obiecte de pielărie, de la curele, portofele, genți lucrate manual cu tot Acelea felul brodate de la domnul Ghiță, nu? La acelea vă Da, da, referiți? da. Exact, exact. Da? După aceea o să avem și haine împâslite cu lână netoarsă, care este inclusă în material prin tehnica împâslirii. Da, așa. O să avem lumânări, o să avem partea de haine de croitorie, să zic așa, da? Haine cusute de cineva. Tot felul de jucării din material textil, o să fie partea de, am zis, de lucrurile frumoase, acum o să vină și partea de lucruri gustoase, pentru că Aveți o să și existe lucruri și gustoase. acelea. Așa. Deci o să avem și dulcețuri, și zacuscă și alte bunătăți din astea pentru puse deja la borcan pentru noi, murături, tot felul de sosuri. O să fie partea de prăjituri gătite așa, după rețetele Plăcinte. bunicilor noastre, și plăcinte, și ciocolată de casă, și biscuiți, și tot felul de alte prăjituri pe bărți și alte lucruri care încântă copiii. O să fie și zona de sucuri,
O să avem și pălincă pentru domni, o să fie așa. Noi sperăm că destul de diversificat, mai ales și pentru faptul că au venit mulți expozanți din țară, mulți expozanți care nu prea vin de obicei la Brașov și de data asta au solicitat să participe la târg și ne bucurăm că am reușit să primim pe toată lumea. Ne-am înghesuit cum am putut și va fi toată lumea prezentă acolo, toată lumea care și-a dorit și a aplicat pentru participare. Credeți că, având în vedere că e în piața sfatului și cunoaște deja istoria pieței, da? Că tocmai o să o proiectați pe acolo, peste tot. Credeți că piața sfatului ar trebui să redevină un loc în care meșteșugurile cu tradiție la Brașov, că sunt atâtea, să fie talate constant, un loc în care producătorii locali să își expună marfa. Nu zilnic, dar măcar săptămânal, cum era înainte, miercurea sau joia, cum era în odinioară. Credeți că ar fi momentul să se întâmple lucrul ăsta? Da, odinioară era de două ori pe săptămână, marțea și vinerea era târg în piața Marțea și vinerea, sfatului. da. Da? Era o dată de cereale, o dată de nu știu ce, da. Exact, da. Și erau diferite zone, era șirul inului, șirul Era, da. brâului, da, erau toate, dar și despre acestea vom putea povesti dacă veniți la evenimentul nostru. Eu consider că da, pentru că piața sfatului, piața a fost. Vin foarte mulți turiști în Brașov. Turiștii caută și altceva, nu doar acele suveniruri pe care le pot găsi în orice magazin și în orice aeroport și în orice, vor ceva tradițional, ceva lucrat manual, ceva despre care poți să-i povestești cum îl faci. Asta este marele avantaj când vine un turist și vrea să cumpere ceva de la noi și te întreabă, dar l-ați făcut dumneavoastră? Și încep să-i povestești cum le lucrezi și cum le faci. E povestea de care turiștii au nevoie ca să-i cucerească Brașovul, adică doar acele suveniruri din magazin care, de fapt, sunt făcute în serie și poate nici nu sunt făcute de mâini de români, nu cred că aduc atâta bucurie cât poate să aducă un obiect unde vezi și puțin suflet pus acolo și despre care ți se și povestește. Sau Nu zic că măcar nu există și ceva magazine care ok. te găsești numai la Brașov, da? Că sunt Exact, locuri exact. unde eu merg pentru că numai acolo găsesc uleiul de măsline ăla bun sau, da? Ceva ce este de la Brașov, ar trebui, mă gândesc, asta spuneți, promovat în Brașov, nu? Da, și ceva care să fie diferit, adică nu un obiect care este lucrat în serie. Tot ceea ce veți găsi la târg vor fi obiecte unicat sau în serie foarte mică, da? Pentru că Ceva poate că... de genul, mă duc la Brașov la doamna aia că face din porțelan ceva ce îmi doresc. Exact. Sau pot să-mi iau de acolo o geantă extraordinară, cum numai acolo am văzut La Brașov se pietra găsesc. modelată. Exact. Și chiar și pentru cei care nu se gândesc să revină la Brașov pentru ceva, ci doar pentru cel care a venit prima dată în Brașov, să găsească aici ceva, acel wow, care îl face să țină minte. Eu peste tot unde am fost în străinătate, în orașele mari, mi-a plăcut să caut magazinele astea mici și acolo sunt întotdeauna, în toate orașele mari, găsești magazinele mici de producători cu câteva obiecte, un stil anume, unde chiar poți să iei ceva unicat, care să-ți aducă aminte de acea vizită unicat în Asta. zona aceea. Ar aduce plus valoare centrului orașului sau ar strica imaginea? Eu zic că ar aduce plus valoare. Bineînțeles că trebuie gândite foarte bine, adică nu putem face târg tot timpul și nu poate să fie așa oricum, tarabele trântite acolo, una deschisă, una închisă, una verde, una roșie. Adică trebuie un pic făcut să fie un concept care să poată să arate într-un fel, nu doar, dar și să găsim doar porumbei în piața sfatului, e cam trist uneori. Asta s-a dorit. În urmă cu ceva timp, o doamnă care lucrează la state mi-a explicat pe un ton superior, m-a și trimis la DEX, mai exact, că agricultura sau producția în agricultură nu ar fi un meșteșug. Dumneavoastră ce credeți? Producția în agricultură este sau nu este un meșteșug? Că sunteți de la breaz la meșteșugarilor. Eu zic că este, atâta timp cât încerci să-ți valorifici produsele din grădină într-un fel propriu, adică niciodată o dulceață făcută de cineva care
a recoltat de pe terenul lui fructele sau, eu știu, florile, sau nu va fi la fel cu o dulceață cumpărată din magazin sau cu o dulceață făcută cu sute de kilograme. Deci întotdeauna va fi altceva. Și eu zic că este un meșteșug. Este la meșteșug, doar la asta mă pot gândi. Ceva făcut cu mâna ta. Dacă e făcut cu mâna ta, este meșteșug. Nu mai este și e făcut greu. Adică știm cu toții cum se fac lucrurile astea. Nu se fac ușor. Ce meșteșuguri reprezintă breasla pe care o conduceți? Ce fel de meșteșugare aveți acolo? Nu suntem foarte mulți în breaslă. Avem și bijutieri, avem bijutieri în argint, avem și persoane care produc bijuterii din alte materiale sau din pietre semiprețioase, avem persoane care împâslesc, persoane care lucrează în ceramică, avem și patiseți, produse de lemn, nu știu dacă am spus, produse decorate și pictate din lemn. Deci, în general, încercăm să... Nu suntem mulți, suntem o mână de oameni care am pornit împreună și încercăm să mergem mai departe așa și să ne ajutăm unul pe altul. Cam asta este ideea. Ne anunțăm când sunt târguri în Brașov sau în alte părți. Încercăm să ne sprijinim, pentru că dacă ne este bine unuia, să ne fie bine tuturor. Adică nu doar eu să merg la un târg, ci îmi anunț și colegii, încercăm să facem ceva împreună. Poate chiar ne asociem dacă un târg este... Nu știu, dacă nu poți participa la un târg și lași doar produsele colegului tău, încercăm să facem cumva să ne sprijinim unul pe altul. Cum se descurcă? A spus că sunteți o mână de oameni. Eu știu cum se descurcă. Vă întreb pentru cei care nu știu. Cum se descurcă ei în această economie de piață? Supraviețuiesc? Nu supraviețuiesc? Înfloresc? Se îmbogățesc? Își închid afacerile? Practic, cum e să fii meșteșugar? De înflorit și de îmbogățit, eu n-am văzut pe nimeni până acum. Încercăm să supraviețuim și revin tot la ideea de pasiune, pentru că e o boală și e o boală grea, adică nu prea mai putem să ne lăsăm de ea. Eu, din păcate, nu îmi pot permite să trăiesc doar din așa ceva. Eu am un alt serviciu, din fericire și acela îmi place, este o muncă pe care o fac cu mare drag, dar... Uneori mă gândesc că mi-ar plăcea să pot să trăiesc doar din ceea ce creez cu mâinile mele, dar eu nu am curajul ăsta. Avem colegi care își întrețin familia, amândoi soții trăiesc din ceea ce creează ei, dar nu le este ușor. Și cred că asta se vede. Dacă te uiți când intră mașinile cu marfă în Piața Sfatului, o să vezi că nu sunt mașini de ultimul tip și nu sunt nici... Deci toți suntem oameni simpli, eu știu, nu... care încercăm să ne ducem pasiunile mai departe. Mai dați-ne câteva detalii despre acest retro Marktplatz, că acum m-ați corectat și am reținut. Așa, Ce așa. putem vedea în piața mare a orașului? O să mai avem și spectacole în fiecare zi. În ziua de vineri o să avem primul concert de fanfară, pentru că fanfara era în Piața Sfatului delectat-o de una brașovenii cu polcă, vals, cu muzică de fanfară. Vom avea și noi în prima zi, vineri, de la ora 17, primul concert de fanfară. O să avem și muzică, o să avem un invitat, domnul tenor Vancă, care ne va încânta cu muzică de operă. O să avem și muzică veche, doamna Lizica Găman și cu nepoatele dânsei. O să avem și muzică din Brașov, doamna Claudia Militescu va veni cu invitații ei. Încercăm așa să umplem spațiul în după amieze cu un program artistic care să adune cumva lumea acolo în centru și să putem după aceea să discutăm cu ei. Avem ateliere, pentru că dacă tot fiecare dintre noi lucrează cu mâna lui, la înscrierea la târg a existat și posibilitatea asta de a te înscrie cu un atelier pe care vrei să-l susții și aproape toți dintre cei care s-au înscris au ales să facă acest tip de atelier, așa că vom avea un program al atelierilor pe care o să-l afișăm la cortul special amenajat pentru ateliere și copiii vor putea să învețe câte ceva, fie că vor produce ceva cu mâinile lor, fie vor asista la o demonstrație pentru că nu toți meșteșugarii pot să lase, de exemplu, cu unelte cu dălți și cu alte unelte foarte ascuțite, nu pot lăsa un copil să lucreze, dar pot participa la o demonstrație a diferitelor meșteșuguri și cred că o să fie foarte interesant.
Ce fel de ateliere le știți? Nu le știu Am acum, putea învăța știu sigur. acolo? Vor fi multe de confecționat bijuterii, pentru că asta e ușor pentru copii, confecționat de brățări, modelat în pastă polimerică, modelat în lut, pictură pe lut, confecționare de diferite cosmetice, eu știu. Așa o să încercăm mai mult să le explicăm cum se produc toate lucrurile pe care ei le văd în târg. Dar sigur vor putea și să încerce cu mânuțele lor să facă ceva. Eu zic că va fi interesant să vedem. Meșteșugarii sunt, cum ziceam și mai devreme, din multe locuri din țară. Avem de la Cluj, Turda, Sălaj, Târgu Mureș, din Constanța, din Timișoara, din Arad. Deci încercăm să am acceptat persoanele și din locuri diferite ca să ne arate un pic și cum lucrează în zona aceea. Pentru că chiar dacă ești doar o persoană care, eu știu, am zis mai devreme de cosmetice, produce cosmetice natural în atelierul propriu, într-un fel face cineva după anumite rețete și într-un fel face altcineva. Și atunci este foarte interesant să vezi un pic cum lucrează fiecare, iarăși la partea de pielărie. Da? Avem genți de aici din Brașov, avem și din zona de stecuime. Deci sunt diferite și se lucrează diferit, dar va fi un plus faptul că putem vedea activitățile fiecăruia. Deci oricât de mare meșter ai fi, da, tot poți fura meserie de la alții. Sigur că da, sigur că da. Și Deci aici întotdeauna înveți vrea ceva să nou. înveți continuu. Exact, da. Bun. Am dorit să ne notăm evenimentul. Mai spuneți-ne odată exact când va începe și dacă aveți un program pe zile. Am înțeles că începe vineri și se încheie duminică, da? Vineri. Vineri Spuneți începând cu o ora dată, să ne 10. notăm în agenda fiecare. Exact. Vineri începând cu ora 10, vă așteptăm în Piața Sfatului cu standurile pregătite. Vor fi și vineri câteva ateliere, iar seara de la ora 17 începe concertul de fanfară, după care va mai urma ceva muzică în program și în fiecare zi după amiaza este partea de spectacol, iar programul târgului este de la 10 la 21. Deci, tarabele. Corturile cu produsele noastre vor fi deschise de la 10 până la ora 21. Și partea de ateliere nu pot să vă spun acum programul exact, dar o să-l difuzăm și pe pagina noastră de Facebook, dar va fi și la fața locului un program și vor fi înscrieri, pentru că și asta Poți face contează. scrieri și pe loc, nu din timp, înțeleg. Exact, Ah. sigur că da, sigur că da. Bun, sâmbătă. Sâmbătă, tot așa, de dimineața de la 10 va fi deschis, program după amiază de la ora 15 și program artistic, iar corturile vor fi deschise până seara la ora 21 și duminică la fel. Duminică cred că începe la ora 14 programul, m-ați prins nepregătit, acum nu sunt foarte sigură, dar 14 sau 15, de acolo va fi În începutul fiecare programului. zi vedem, domnișoare, personaje de acum 100 de ani, da, domnișoare îmbrăcate. Sâmbătă vor fi toate personajele, atunci vor fi cei îmbrăcați în personaje și care vor ști să povestească foarte frumos despre viața acelor personalități, dar și duminică voluntarii noștri vor folosi acele costume și vor fi disponibili pentru fotografii cu persoanele care sunt în piață și vor mai exista și anumite fotocornere, să le zicem așa, locuri unde pot face fotografii instagramabile, ca să fim. Da, să folosim cuvântul ăsta nou pe care l-am auzit de curând. Da. A fost greu de organizat un astfel de eveniment? Noi am început de mult, am depus proiectul la începutul anului, este ediția a doua, nu am menționat, dar este foarte greu în sensul în care lucrăm cu oameni și fiecăruia se mai întâmplă ceva, fiecare are o problemă, se înscrie, după aceea renunță sau uită să se înscrie, după care spune, da, și eu îmi doresc să vin și să particip, da? Deci astea sunt greutățile. În rest nu pot să zic, noi am depus proiectul, a trecut de Consiliul Local fără niciun fel de probleme, adică a fost cumva partea de
experiență pe care am avut-o de anul trecut. Și pentru că anul trecut prima ediție a ieșit foarte bine, nu au existat probleme în partea asta cu aprobările și cu tot ce ține. Prima Dar ediție, atunci, reformulez, prima ediție a fost greu de organizat? prima ediție a fost mai greu de organizat, Mai da? greu. Pentru că nici nu știam exact ce se întâmplă. De exemplu, nu aveam idee câte fanfare mai sunt în Brașov. Și am început să căutăm Și și câte să mai vedem. sunt? Noi am reușit să contactăm trei anul trecut. Anul ăsta, una dintre ele s-a destrămat deja. Deci, anul ăsta va fi o fanfară din Brașov și o fanfară de copii din Codlea. Dar este foarte greu și în partea de organizare a unui spectacol. Ne gândim ce ar vrea oamenii să vadă. Poate că sunt alte persoane care spun aceasta, muzică veche, romanțe, ce... Da, dar este specificul evenimentului nostru. Poate că altă dată se ascultă muzică folk sau altceva, dar noi Nu se acum... inventase rock-ul acum 100 de ani. Exact, exact. De trăit. După aceea, eu știu, pentru partea de voluntari, a fost puțin greu până am descoperit și noi platforma Voluntar Brașov, care este de mare ajutor, pentru că după aceea, deja la primul eveniment a fost problema asta cu voluntarii și după ce am descoperit platforma a fost foarte ușor, pentru că sunt tineri foarte implicați, am avut tineri care anul trecut au stat de dimineața până seara la eveniment și s-au implicat și au încercat să facă tot ce e nevoie și e o mare bucurie când vezi tineri că se implică. Acum, nu știu care sunt motivele pentru care ei merg să facă voluntariat, nici nu cred că e cazul să le dezbatem aici, dar este foarte încurajator să vezi tineri de liceu care se implică așa, cu tot sufletul să facă ceva, care sunt totdeauna atenți, eu știu, la partea de ateliere. Bineînțeles, este un meșteșugar care arată copiilor cum să facă, dar are nevoie de câteva ajutoare, pentru că dacă sunt 10 copii în jurul tău și fiecare coase cu acul pe etamină, trebuie să ai puțin grijă să nu se înțepe unul pe celălalt. Sau, da? Și voluntarii erau întotdeauna acolo și foarte disponibili. Asta era, sau era un spectacol, trebuiau puse acele garduri. Imediat se implicau și făceau tot ce trebuie. Și, nu, e încurajator să-i vezi așa. Din păcate s-a terminat emisiunea, am auzit semnalul, mai voiam să vă întreb de ce să venim la eveniment, dar o să aflăm vineri când chiar o să trecem să vedem minunea. Vă Diana, așteptăm cu drag. invitata mea de astăzi, mult succes vă doresc cu acest eveniment frumos. La revedere! Mulțumim mult, vă așteptăm, la revedere!